programele de creditare Family Start și Student Invest au fost modificate, iar tinerii vor avea acces în curând la credite avantajoase. Anunțul a fost făcut de ministrul familiei Gabriela Fira pe pagina sa de Facebook. Ea precizează că în perioada următoare băncile vor acorda din nou aceste credite garantate de stat și cu dobândă plătită de ministerul pe care îl conduce. Conform Gabrielei Fira, în programul Student Invest au fost făcute mai multe modificări. Printre altele, crește suma maximă care poate fi împrumutată până la 75.000 de lei și crește vârsta solicitantului de la 31 de ani la 40. De asemenea, sunt extinse categorii rile persoanelor eligibile. Studenții masteranzi și doctoranzi pot folosi banii pentru achitarea unor tratamente medicale, iar cei care sunt părinți pot plăti pentru educația sau activitățile copiilor. Dobânda în acest program rămâne subvenționată 100% de Ministerul Familiei. Pentru programul Family Start, familiile aflate la început de drum sau părintele care își crește singur copilul până la vârsta de 45 de ani, vor putea împrumuta până la 150.000 de lei, dublu față de anul trecut. În programul Family Start, 75% din dobândă este plătită de minister. Împrumutul poate fi alocat printre altele pentru educație și activitățile extrașcolare ale copiilor și pentru achiziționarea unor mașini second-hand de maximum 5 ani vechime sau autoturisme speciale pentru persoanele cu dizabilități. De asemenea, poate fi cheltuit pe achiziția, construcția sau renovarea unei locuințe, dotarea cu panouri fotovoltaice a unei case și cumpărarea de electrocasnice noi.